Părerea noastră a fost înregistrată, i s-au măsurat tensiune de temperatură, i s-a măsurat saturația în oxigen, am pregătit pochi de injecție, o susținem moral și curajoase. Injecția se face intramuscular, în deltoid, așa se pune, apoi se apasă, se introduce substanța de injecție. Lăsăm puțin să se practice și apoi acum simularea cum ați făcut-o? Ce i-ați injectat? Nu am introdus apă. Nu, am făcut simularea să știi mâine cum e pregătit. Pe noi ne interesează locul unde va fi făcută injecția, ne interesează cantitatea. Pentru un flacon avem 5 doze și pregătim toate 5 dozele și în momentul când vin cei care sunt programați de facem injecția. Mi interesează apoi, după injectare, ei trebuie să stea undeva la 10-15 minute sub supraveghere și avem aici pregătite paturile. Și trebuie să, din cauza aceasta ne-am întâlnit astăzi, ca să vedem... Istoria medicinii mondiale, pentru că, iată, avem în sfârșit arma cu care putem să încercăm să combatem pandemia cu adevărat, pentru că până acum am fost în defensivă, doar ne-am apărat. Virusul a acționat liber și nu am putut să acționăm decât asupra căilor de transmitere, prin distanțare, prin portul măștii. Acum, iată că avem posibilitatea ca prin creșterea imunității fiecărui individ al comunității să excludem aia de răspândire. Deci este un principiu simplu al imunoprofilaxiei. Pentru mine este un al doilea moment istoric, pentru că eu, ca student, am prins campania de vaccinare împotriva variolei. Sigur, sunteți prea tineri și foarte mulți din colegii mei sunt tineri și nu au decât au auzit despre acest lucru. Eu sunt decanul de vârstă al medicilor activi în infecțioase, din câte știu, sau unul din ultimii reprezentanți ai generației vechi. Sunt ca specializare medic de boli transmisibile și epidemiologie, deci era o specialitate în acea vreme, care se adresa tocmai sănătății publice și cred că momentul istoric de care vă spun despre vaccinarea pentru variolă mi-a determinat și opțiunea pentru a alege această specialitate. Doamne doctor, voiam să vă întreb, sunteți primul Constanțean care se va vaccina? Da, sunt primul medic Constanțean. Sunt primul medic, tocmai din... Aveți și emoții? Cum păi sunteți? Tocmai asta vă explicam, că am trecut printr-o campanie mult mai dură, pentru că vaccinarea antivariolică era foarte agresivă, se făcea cu calificare tegumentară și depunerea vaccinului, cu reacții destul de importante, febră, durere. Dar a fost un moment extraordinar de important, pentru că în 1977 variola a fost eradicată. Deci sigur că și visul nostru pentru virusul acesta și cele care vor mai apărea este să le scoatem din circulație. Câte doze spuneați că vin și cât sunt la o doză? Cum e calculul deci, acela? Pe o doză este foarte clar. Sunt 5 vaccinați din 5 doze pe flacon și vor veni pentru cei 155 de angajați care și-au reafirmat opțiunea, pentru că opțiunea inițială a fost mult mai numeroasă, pentru 250, aproximativ din 269, dar având în vedere și contextul, da, parte dintre ei nu se pot vaccina în această campanie, se vor vaccina ulterior. Deci noi avem în cele 3 zile programate, 27, 28 și 29, un număr de aproximativ 60 mâine, 50 luni, 50 și restul max. Spuneați că cel mai important detaliu e diluarea, diluția? Nu, sigur, având în vedere faptul că este vaccin multidoză. Deja noi am, medicina a evoluat și ne-am obișnuit cu seringă preumplută și administrăm. Este foarte simplu și e mult mai operativ. Acum este vorba de un vaccin foarte important. Un vaccin fiind multidoză, trebuie recondiționarea vaccinului și împărțirea pe doze sau fragmentarea pe doze, să sunt calculate de așa natură, încât să poată fi administrate la 5 pacienți. Este foarte importantă tehnica. Noi avem și acum o să vedeți și dumneavoastră
personalul vaccinator, cele mai bune asistente ale noastre, eu sunt medic, avem medic infecționist, medic reanimator care asigură asistența pentru eventuale accidente post-vaccinale, medicii epidemiologi tineri care vor face triajul epidemiologic, deci echipa este foarte complexă, deci nu ne îndoim de faptul că lucrurile vor merge, deci nu suntem debutanți în această chestiune și de aceea se și începe spitalele de boli infecțioase, care sunt cele mai în măsură să practice corect tehnica și să dea mesajul potrivit pentru comunitate. Din această chestiune, ideea este că, fiind multe doze, la o anumită eroare se poate compromite un flacon sau se pot pierde niște doze, ceea ce nu este de dorit. Și atunci, sigur, de aceea facem și acest exercițiu. Teoretic nu era cazul de el, dar e bine să ne exersăm, pentru că, știți cum e, performanța se obține prin exerciții. Mulțumim foarte. Cât la sută din personalul medical urmează a fost de acord să se vaccineze? De acord să se vaccineze au fost 250, cum v-am spus, din 269. Să zicem un 28%, nu au dorit, unii erau bolnavi și așa mai departe. Dar sunt câțiva, aproape 10, care au zis că nu doresc. Nu doresc, este opțiunea dânșilor, deci, repet, nu este...